Fostul premier al României, Mihai Tudose, consideră că primarul capitalei, Gabriela Firea, are dreptate în războiul declarațiilor cu Liviu Dragnea. Tudose a explicat care sunt problemele din interiorul PSD. Și nu este vorba de poziționarea de partea cuiva, ci de poziționarea în favoarea aflării adevărului. În acest caz, eu cred că doamna Firea are dreptate că spune adevărul. În ianuarie, domnul Bădălău, președinte executiv la acea dată, a supus atenției Comitetului Executiv o serie de probleme. Un demers elegant, făcut cu bună credință. Nu a fost nicio reacție a conducerii. Doamna Andronescu a dorit să pună în dezbatere internă un set de probleme și soluții în cadrul Congresului. Nu a avut ocazia, nereușind să ia cuvântul. Aceste situații lasă urme. Și așa cum am mai declarat, nu putem susține că totul e perfect și nu există nicio problemă. Iar atât timp cât unii nu spun, alții nu ascultă pe cei care totuși spun ceva, lucrurile nu se așează de la sine, a declarat Mihai Tudose într-un interviu. Acum câteva zile, filiala PSD Ilfov a declarat public pe Facebook că o susține pe Gabriela Firea. Spunem nu conducerii discreționare a unui singur om, spunem nu politicii pumnului în gură adus argumentelor susținute de cei care nu se află în cercul apropiaților domnului Dragnea. Spunem nu dezinformării și manipulării în scopuri personale, a transmis conducerea PSD Ilfov pe Facebook. Ulterior, 24 de consilieri PSD din cadrul primăriei municipiului București au semnat o scrisoare deschisă în care și-au arătat susținerea față de Gabriela Firea la conducerea PSD București.